O terasă a unui hotel din Chișinău a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului s-au deplasat două autospeciale. În aproximativ 40 de minute, pompierii au acționat pentru localizarea incendiului, fără ca focul să se extindă spre clădire. În consecință, nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele care au dus la izbucnirea acestui incendiu urmează să fie stabilite de angajații Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale.